Gigi Mulțescu a ajuns la stadion la derbi de România și a fost trimis acasă, i s-a transmis, nu domnule, nu pot să pe listă. Nu, nu știi? Ba da, am citit, dar nu pot să cred. Și nu s-a găsit nicio variantă, nicio soluție. Nu a vrut să lase. Imaginați-vă pe Gigi Mulțescu cum se întoarce cu capul plecat și se duce acasă să se uite la meci. Eu știu că la meciurile... În deplasare. Acum, nu. Așa. Da, și la meciurile de acasă, mai ales în timpul pandemiei acestea, se face o listă. Corect. Cu anumite persoane. Corect. Da. N-a fost vreau să listă. Vreau să întreb. Da, probabil și Nea Gigi ar fi trebuit să sune. Vreau să vin și eu la meci. Da, da, ce te întreb ceva. Dar dacă face parte din conducere, oficialul care trebuit, se ocupă de listă, sau, ar fi trebuit să zică Nea Gigi vrea să mergeți la meci? Trebuia întrebat. Da, mi se pare o situație penibilă și jenantă. Asta spun. Totuși vorbim de Gigi Mulțescu. Poate ei nu realizează ce nume este pentru Dinamo Mulțescu. Corect. Și a venit în ajutorul echipei de fiecare dată când a fost foarte greu, niciodată nu s-a dat la o parte. O situație jenantă. Da. Din punctul meu de vedere.